Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Empty cross and empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Dimineața și Hristos a înviat. Și parcă vă și aud pe toți spunând adevărat a înviat Domnul. Frații și surorile mele din stânga și din dreapta au răspuns, cred că ați răspuns și noastră acasă, dar am să spun încă o dată, Hristos a înviat și El este viu în vecii vecilor. Vreau să aduc înaintea dumneavoastră în dimineața asta pasajul din Matei care vorbește despre învierea Domnului Iisus Hristos. Învierea Domnului Iisus Hristos este un mesaj, în învierea Domnului Iisus Hristos este un mesaj de dragoste, este un mesaj de speranță. Este un mesaj al veșniciei cu Cel care a venit, a trăit, a murit și a înviat. Ca acolo unde El merge, merge să ne pregătească un loc ca să putem fi împreună cu El. De aceea biserica Lui, mireasa Lui se pregătește până în acel moment și avem nădejdea că într-o zi Hristos va reveni și ne va lua împreună cu El. De aceea dați-mi voie să citesc împreună cu dumneavoastră Matei 28. După sabat, în timp ce se iveau zorii primei zile din săptămână, Maria Magdalena și cealaltă Marie s-au dus să vadă mormântul. Și iată că a avut loc un cutremur mare, căci un înger al Domnului a coborât din cer și s-a dus de a rostogoli piatra și s-a așezat pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Gardienii au început să tremure de frică și au rămas ca morți. Îngerul le-a zis femeilor, nu vă temeți. Știu că îl căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici pentru că a fost înviat, așa cum a spus. Veniți și vedeți locul unde fusese pus și apoi duceți-vă repede și spuneți-le ucenicilor lui. A fost înviat dintre cei morți. Și iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să-i anunțe pe ucenici. Dar iată că le-a ieșit înainte Iisus și le-a zis, salutare! Ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și anunțați-i pe frații mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. În dimineața asta, Hristos este viu. În dimineața aceasta și noi alergăm înaintea Lui și ne punem la picioarele Lui și ne închinăm înaintea Lui. De aceea avem acest frumos imn, Hristos a înviat, pe care vă invit să-l cântăm în momentele care urmează.
Dar înainte vrem să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce are să fie în această zi. Este o zi cu totul specială. De aceea, Tată, îți mulțumim pentru Fiul Tău. Îți mulțumim pentru planul Tău de răscumpărare. Pentru dragostea Ta. Îți mulțumim că în dragostea Ta ne-ai cunoscut pe fiecare mai dinainte. Și îți mulțumesc că în dragostea Ta ne-ai cuprins pe toți la un loc. Îți mulțumim pentru că Iisus Hristos a ales să se dea de bună voie pentru mine, pentru fiecare. Îți mulțumesc că m-ai pus deoparte și ne-ai pus deoparte. Îți mulțumesc că suntem copiii Tăi. Tu nu ne numești străini, ne numești prieteni, ne numești copiii Tăi. Răscumpărați în sângele lui Iisus Hristos. Tată, Te lăudăm și îți mulțumim. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi, pentru fiecare. Îți mulțumesc pentru ce ai făcut în dreptul meu. Sunt în picioare, sunt în acest loc datorită puterii jertfei lui Iisus Hristos, pe care vreau să o recunosc și să o admit în dimineața aceasta. Tată, a Ta să fie slava, cinstea și gloria din veșnicie în veșnicie. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și ce Lord, e Domnul Domnilor.
m-ai mântuit. Vrenic este miel junghiat, vrenic împăratul mort înviat. Vrenic este miel junghiat, vrenic împăratul mort înviat. Vrenic este miel junghiat, Tată, și îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim că Tu ai învins păcatul acolo pe cruce. Îți mulțumim, Tată. Tată, ne uităm în cuvântul Tău și suntem încurajați, Tată, prin versetele care le găsim pe paginile Sfinte Scripturi. În Corinteni, săptămâna aceasta, citeam ce spune Apostolul Pavel. Primul om, Adam, a devenit un suflet viu. Ultimul Adam a devenit un duh care dă viață. Acesta este Iisus Hristos pentru noi. Este Fiul lui Dumnezeu care a venit să ne dea viață. Dar primul nu este cel duhovnicesc, ci este cel firesc. Apoi vine cel duhovnicesc. Primul om a fost făcut din țărâna pământului. Al doilea om este din cer. Așa cum era cel din țărână, așa sunt și cei din țărână. Și așa cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și așa cum am purtat chipul celui pământesc, la fel vom purta chipul celui ceresc. Amin. Ceea ce spun, fraților, sunt următoarele. Carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu și nici putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipire din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Căci trâmbița va suna, iar cei morți vor fi înviați ca nemuritori și noi vom fi schimbați. Căci ceea ce este supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire, iar ceea ce este muritor trebuie să se îmbrace în nemurire. Când ceea ce este supus putrezirii se va fi îmbrăcat în neputrezire, iar ceea ce este muritor se va fi îmbrăcat în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care a fost scris: moartea a fost înghițită în victorie. Moarte, unde ți este victoria? Moarte, unde ți este boldul? Boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă victoria prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și capitolul acesta finalizează așa frumos. O încurajare în vremea asta pentru noi. De aceea, frații mei, preiubiți, fiți fermi, de neclintit. Întotdeauna implicați din plin în lucrarea Domnului, pentru că știți că în Domnul strădania voastră nu este zadarnică. Mulțumim lui Iisus Hristos că El a învins păcatul. Așa vom continua să ne închinăm și vă invit să vă închinați și dumneavoastră.
corpul său străpus a luat asupra lui blestemul
ce a spălat picioarele, acum ne închină. Cel ce păcatul ne-a purtat, în slavă-i îmbrăcat, cu strălucirea dragostei, Iisus mi-a Iisus, Tu ești victorios, slăvit e Regele Hristos. Iisus, Tu ești victorios, slăvit e Regele Hristos. Pacea ne-a adus pe crucea ta, suflarea sa, prin el sunt viu acum. Iisus, Tu ești victorios, slăvit e Regele. Peste moarte a călcat, el rege înviat, viața sa mi-a dat. Doar prin el trăiesc acum și proclam victoria. El rege înviat, viața sa mi-a dat. Prin puterea Duhului, peste moarte a singurul rege înviat, viața sa mi-a dat. Doar prin el trăiesc acum și proclam victoria. El rege înviat, viața sa mi-a dat. Prin puterea Duhului, peste moarte a călcat. Sigilat, dar ce minune a treia zi, Hristos a înviat, Hristos a Hristos, Iisus, Tu ești
mi-a dat. Doar prin El trăiesc acum și proclam victoria. El rege viat, viața sa mi-a dat. Prin puterea Duhului peste moarte a cântat. El rege viat, viața sa mi-a dat. Doar prin El trăiesc acum și proclam victoria. El rege sa mi-a dat. El rege viat, viața sa mi-a dat. Viața sa mi-a dat. Viața sa și-a dat. O, cum să nu te laud, Dumnezeul meu, Mântuitorul meu, cum să nu te laud, cum să nu cânt despre tine, cum să nu fiu plin de bucurie. O, da, te laud, te laud. Tu ți-ai dat viața pentru mine, ca eu să pot trăi. Vrem să învățăm, Tată, de la tine. Cel ce își pierde viața o va câștiga, iar cel care vrea să-și câștige viața o va pierde. Este cuvântul tău, Tată, și de aici învățăm. Am învățat că în jertfa lui Iisus Hristos avem viață. De aceea, Tată, rostesc viață peste biserica ta. Viață din belșug, Tată. E așa mare bucurie, e așa mare bucurie, așa mare pace, Tată, în prezența ta. Tu faci să lumineze fețele noastre, Doamne, de prezența ta. O, îți mulțumim, îți mulțumim pentru că ești cu noi aici și rămâi cu noi. Și glorios, Iisus. Mi-ai creat pentru tine până la
Dragoste care a mers până la moarte, până la capăt. Cuvântul spune că nu există dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Ai fost numărul unu. Ai fost numărul unu și rămâi numărul unu. Tu rămâi pe tron. Stăm înaintea tronului și te lăudăm, te înălțăm, Iisus. Tu ești Prințul Păcii, într-adevăr. Frați și surori, doamnelor și domnilor, iubiți copii, suntem și astăzi la sărbătoare, la învierea Domnului Iisus Hristos. În cinstea Lui cântăm, în cinstea Lui ne bucurăm pentru ceea ce face pentru noi, a făcut și face. Mulțumim echipei de închinare care a făcut o lucrare bună, o închinare bună, întotdeauna ei sunt partea de lucrare pe care o facem pentru Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aș vrea, înainte de a spune un cuvânt, să mă și rog și să vă binecuvintez cu numele Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, mulțumim pentru ziua aceasta frumoasă, pentru sărbătoarea aceasta ce avem. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos și pentru lucrarea Lui. Mulțumim, mulțumim pentru că a ales să rămână pe cruce, deși putea să renunțe. Mulțumim că ceea ce a fost încredințat a dus până la capăt. Vrem să fim copiii Lui, să ne asemănăm cu El, să facem și noi așa. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai ales pe noi. Ne-ai chemat și noi am răspuns chemării tale. Mulțumim că suntem astăzi aici la sărbătoare, noi copiii tăi care înălțăm numele tău. În același timp, Doamne, vrem să ascultăm ce ne spui, să ne punem în voia ta, să fim de acord cu tine, cu cuvântul tău. Și Evanghelia de astăzi și cuvântul de astăzi, Doamne, să ne ajute să mergem un pas mai departe, o treaptă mai sus. Un alt nivel să avem în relație cu tine, să te cunoaștem mai mult, pentru că vrem ca învierea lui Iisus să fie pentru noi autentică, să fie pentru noi reală, binefăcătoare. Mulțumim, Tată, toate acestea le cer în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim și îți mulțumesc că mă asculți, Doamne. Amin. Așadar, suntem astăzi la învierea Domnului Iisus Hristos și vrem să vorbim despre învierea Lui. În sensul acesta aș vrea să citesc pasajul din Scripturi, un pasaj de referință. Toate evangheliile vorbesc despre învierea Lui Iisus Hristos. Asta spune mie că este un eveniment foarte, foarte important.
dar cel mai mult îmi place cum Ioan prezintă învierea lui Iisus Hristos. Vorbim despre femeile care au mers la mormânt. Așadar, pasajul găsim în 20 Ioan, capitolul 20, de la versetul 1 la 18, citim cuvântul Domnului și apoi vom vorbi câteva lucruri care cred că ni se potrivesc și nouă. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și ei și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut fâșele de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșele de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus la capul lui Iisus nu era cu fâșele de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară. S-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei: pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo, în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus: de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Acesta este cuvântul din Ioan, care vorbește într-un mod deosebit despre învierea Domnului Iisus Hristos. O înviere care a marcat omenirea. O înviere care trebuie să marcheze și viața noastră, frați și surori, doamnelor și domnilor. Am găsit un pasaj foarte frumos despre învierea lui Iisus Hristos. Învierea lui Iisus dă sens istoriei omenirii și universului întreg. Fără înviere, creștinismul ar rămâne o doctrină morală și socială. Istoria ar avea un nonsens pentru că nu are nici o direcție precisă. Și universul ar fi o necropolă rotativă de galaxii și care învârtesc mii și milioane de aștri, fără nici o direcție precisă. În Hristos, cel care a făcut cerul și pământul, toate au sens. De aceea, el este numit Alfa și Omega. Așadar, învierea a marcat istoria omenirii și, așa cum spunem, trebuie să marcheze și istoria noastră. Învierea poate fi pentru noi doar istorie, doar ceea ce a fost atunci și acolo. Și asta nu ne-ar ajuta cu nimic, asta nu ne-ar încălzi cu nimic. N-ar avea un plus vieții noastre. Ea poate fi o istorie recentă sau trecută, o istorie
care să fi spus ceva înaintașilor noștri. În sensul acesta putem auzi învierea chiar și de la părinții noștri, de la bunicii noștri. Dar învierea nu trebuie să fie doar istorie, frații mei. Învierea nu trebuie să fie doar trecut. Ea trebuie să fie prezent pentru noi. Ceea ce s-a întâmplat atunci trebuie să fie realitate și astăzi, prezentul de astăzi. Atunci și acolo, dar acum și aici. Ea trebuie să fie azi, așa cum spunea cineva, și în fiecare zi. În fiecare zi noi să trăim plenar învierea lui Iisus în viața noastră. Așa cum s-a întâmplat atunci, trebuie să se întâmple și astăzi pentru noi oamenii. În ziua învierii, Maria a mers dis de dimineață la mormânt să se închine. Această dorință a Mariei care a avut-o de a-L vedea pe Iisus, sigur în context chiar nu Iisus mort, dar și-ar fi dorit să-L aibă. În această dorință ei mare, ea a plecat să vadă mormântul și pe Iisus. Și a ajuns acolo la mormânt, spune Biblia, că a avut parte de o mare minune. Frații mei, când în viața noastră este această dorință de a-L vedea pe Iisus, de a avea părtășie cu El, de a avea o relație cu El, de a nu ne despărți de El, pentru că asta înseamnă să avem relație, să-L avem în fiecare zi, în fiecare zi aproape, în fiecare zi să avem comunicare cu El. De aceea îmi place să spun că prin relație noi în fiecare zi comunicăm cu El. El comunică cu noi. Prin cuvântul Lui ne vorbește în fiecare zi. De aceea citim cuvântul în fiecare zi. Pentru că este viață pentru noi. Apoi în rugăciune noi vorbim cu El. De aceea rugăciunea nu este o liturghie, este un mod de viață. În fiecare zi comunicăm cu El. Avem principiul rugați-vă neîncetat. Vrem prin relație cu El să trăim și să mergem într-o nouă dimensiune, în fiecare zi, mai aproape de El. Dar ca învierea lui Iisus să fie pentru noi autentică și reală, sau pentru cine poate fi astăzi învierea lui Iisus Hristos autentică, reală? Vreau să ne uităm la această femeie, la acești oameni care au participat la înviere și să vedem că ea poate fi reală. Învierea lui Iisus Hristos poate fi reală ca și pentru ei altădată și pentru noi, dacă ne vom identifica cu ceea ce au făcut ei. Și primul lucru pe care îl vedem astăzi este că învierea lui Iisus Hristos este autentică, este reală pentru cei care se identifică cu persoana lui Iisus. Oamenii care se identifică cu persoana lui Iisus, oamenii care doresc să aibă relație cu Iisus, oameni care îl cunosc pe Iisus, oameni care l-au admirat pe Iisus, oameni care l-au onorat și îl onorează pe Iisus, oamenii aceștia se identifică cu persoana lui Iisus Hristos. De unde văd asta? Din versetul 13. Femeii au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu, observați, pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. N-au luat pe cineva, n-au luat pe un om, n-au luat pe o anumită persoană, l-au luat pe Domnul meu, pentru că Maria se identifica cu persoana lui Iisus Hristos.
Când o asemenea relație este între Iisus și noi, nu putem sta nepăsători. Trebuie să-L căutăm. Trebuie să ne ducem la mormânt. Trebuie să fim, convinși că El este acolo. Trebuie să-L vedem noi cu ochii noștri. Învierea lui Iisus este autentică. Este reală pentru cei care se identifică cu moartea lui Iisus Hristos, dar și cu viața lui Iisus Hristos. L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Apoi, apostolul Petru are un cuvânt extraordinar în 1 Petru 1, 8-9. Voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre viața. Frații mei, dacă vrem ca învierea lui Iisus să fie autentică pentru noi, dacă vrem să nu fie doar o liturghie, doar o sărbătoare istorică, noi trebuie să ne identificăm cu persoana Domnului Iisus Hristos. Viața Lui să curgă în noi, cuvântul Lui să fie viață pentru noi, să ascultăm tot ce spune El. Asta făcea Maria. Asta făceau oamenii salvați de Iisus. Îi sorbeau cuvintele. Vrei ca învierea Lui să fie autentică pentru tine, reală? Atunci trebuie să te identifici cu persoana lui Iisus Hristos. Apoi, ca învierea să fie autentică, să fie reală, în al doilea rând, ea este reală pentru cei ce trec peste orice obstacol pentru a avea această relație cu Iisus. Trec peste orice obstacol care ar putea interveni în timp. Auziți ce spune Maria? Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Versetul 15. Auziți ce determinare, ce hotărâre, ce dorință! Ca învierea lui Iisus Hristos să fie autentică, reală pentru tine, pentru noi, trebuie să trecem peste orice obstacol ce ar putea interveni în timp. Domnule, dacă l-ați spune unde l-ai pus, că mă voi duce să-l iau, dar femeie, nu se poate să-l iei, acolo sunt străji, acolo sunt ostași, acolo e pericol. Nu, nu, mă voi duce să-l iau, voi găsi o soluție. Asta înseamnă relație cu El, asta înseamnă părtășie, asta înseamnă viață, asta înseamnă învierea lui Iisus pentru credinciosul adevărat. Trece orice obstacol. Câte obstacole nu sunt astăzi în viața noastră? Avem mare obstacol acum, pandemia, COVID-19. Și parcă asta vrea să ne oprească din relația noastră cu El. Și apoi, sigur, și unii cu alții. Dar credinciosul adevărat, autentic, pentru care învierea lui Iisus este autentică, El trece peste orice obstacol. Peste orice obstacol. Ce-mi place cuvântul femeii? Spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Nu mă va împiedica nimic. Frații mei, nimic nu ne poate împiedica să avem relație cu Iisus, să avem părtășie, să iubim învierea Lui, să celebrăm învierea Lui. Nimic nu ne poate împiedica. Spune Pavel în Romani 8:35. Cine ne va putea despărți pe noi de Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia, o altă forță exterioară ne poate despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Nu, nu.
Și avem reversul. Ce ne poate despărți pe noi de dragostea lui este o inimă rea și necredincioasă, spune Petru. O inimă rea și necredincioasă. Haideți să fim determinați în aceste zile de praznic, de sărbătoare, să trecem peste orice obstacol ca să-L putem avea pe Iisus. E adevărat că vremea aceasta tocmai asta face pentru noi. Vrea să ne împiedice. Vrea să ne oprească. Vrea să ne frângă dorința noastră. Vrea să ne ia apetitul de închinare. Nu, nu. Noi vom spune ca și Maria: Domnule, dacă aceasta e situația, spune-mi unde-i Iisus. Unde L-a spus că mă duc până la El. Nimic nu mă împiedică. Ce-mi place această determinare a Mariei. Apoi, în al treilea rând, frații mei, surorile mele, dacă vrem să fie învierea Lui autentică pentru noi, dacă vrem să fie reală, dacă vrem sărbătoarea să fie de asemenea reală, trebuie să stăruim. Trebuie să nu renunțăm în căutarea noastră. Învierea lui Iisus este autentică, reală pentru cei ce nu renunță, ci stăruiesc în căutarea lor. Vedem asta în versetul 2. Au dat de veste ucenicilor, apoi în versetul 10, s-au întors la mormânt. Și Maria a rămas la mormânt. Ce inimă avea femeia aceasta, ce relație personală specială avea femeia aceasta cu Iisus. A dat de veste ucenicilor. A alergat la mormânt, de la mormânt a venit la ucenici, apoi din nou s-a întors la mormânt. Pentru că învierea lui Iisus Hristos este autentică, este reală pentru cei ce nu renunță, ci stăruiesc în căutarea lor. Frații mei, vă chem să nu renunțăm. Într-o vreme ca aceasta, în care veștile, newsurile, știrile ne spun tot mai rău, vă chem să nu renunțăm. Vă chem să rămânem în această căutare. Chiar dacă nu ne putem vedea față în față, chiar dacă nu ne putem întâlni unii cu alții fizic, vă chem să rămânem în această părtășie frățească, în această dragoste frățească, în acest dor de a ne vedea, că va veni o vreme când din nou ne vom vedea. Ca învierea lui Iisus să fie autentică, sau învierea lui Iisus este autentică, dacă vreți, reală, pentru cei ce nu renunță, ci stăruiesc în căutarea lor. În Filipeni găsim un cuvântare frumos: astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Vedeți, frații mei? Nu ne oprim la o jumătate a drumului. Nu ne oprim când vine un obstacol pentru noi. O, pentru ei, moartea a fost cel mai mare obstacol. Dar vedeți unde duce dragostea, unde duce relația. Nu s-a oprit Maria. Nu s-a oprit. A mers la mormânt. A stăruit în căutarea ei. Ce importantă este stăruința în căutare? Ce importantă este stăruința în toate lucrurile? Vorbim de cele bune. Stăruința în cuvânt, stăruința în rugăciune, stăruința în practicile bune, stăruința în lucrul Domnului. Ce bună e stăruința! Învierea lui Iisus este autentică, reală pentru cei ce nu renunță, ci stăruiesc în căutare și duc până la capăt ce au început. El tot ce începe duce la bun sfârșit, spune Biblia. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, în al patrulea rând, frații mei, surori, doamnelor și domnilor, iubiți copii, învierea lui Iisus Hristos este autentică, este reală, realmente. Este accesibilă
este tangibilă, este palpabilă, se poate atinge persoana lui Iisus Hristos pentru cei ce se pocăiesc atunci când au nevoie de pocăință, pentru cei ce se pocăiesc atunci când își dau seama că au tropat-o, că au făcut-o de oaie, cum zic oamenii, că e prea de tot acum. Când te pocăiești, când ne pocăim, învierea lui Iisus devine autentică, devine reală pentru noi, devine benefică pentru noi. De unde știm asta? De la Domnul Iisus Hristos. Știm că Petru s-a lepădat de Iisus rău de tot. De fapt, avem doi oameni care s-au lepădat de Iisus. Doi ucenici, ce interesant. Că ucenicii se leapădă de Iisus. Ucenicii, și asta îl doare pe Iisus când ucenicii se leapădă de El. Numai că unul s-a lepădat și a plecat de parte de Domnul. Și asta i-a dus moartea, așa cum spuneam zilele trecute. Iar celălalt, Petru, s-a lepădat și el, dar a plâns cu amar. Așa găsim în Matei, nu? Da, în Matei 26 cu 75. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus. Înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. A cântat cocoșul și a ieșit afară și a plâns cu amar. Vedeți ce înseamnă, ce greutate are pocăința în relația cu Iisus? Și asta vrem să avem în zile ca acestea. Când în viața noastră există pocăință, frații mei, când în viața noastră paștele sunt autentice, reale, atunci se întâmplă ceva. Iisus ne vede, Iisus ne știe, Iisus are chemare specială pentru noi. Și auziți, când a înviat Iisus, zice, dar duceți-vă, asta găsim în Marcu 16 cu 7, dar duceți-vă și spuneți ucenicilor lui, sau duceți-vă și spuneți ucenicilor și lui Petru, în versetul 7, că merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, cum v-a spus. Asta spuneau îngerii femeilor și ucenicilor. Frații mei, asta vreau să observăm, că învierea lui Iisus Hristos este autentică, este reală pentru cei ce plâng cu amar, pentru cei ce se pocăiesc de adevărat el ia, pentru cei ce folosesc pocăința în relația lor cu Domnul. Dar Maria ședea afară, lângă mormânt, spune Biblia, și plângea. Maria ședea afară, lângă mormânt, și plângea. Când noi plângem real, când noi plângem cu amar, asta ajunge la inima lui Iisus, asta ajunge la inima Domnului, asta ajunge la inima Tatălui. Vă spunea de Petru, a ieșit afară și a plâns cu amar. Apoi, Iisus are o altă abordare în Matei 11 cu 28. Veniți la mine toți, voi toți cei trudiți și împovărați. Și a spune, aș parafraza, veniți la mine voi toți cei plânși, cei cărora vă pare rău, cei cărora aveți nevoie de iertarea mea. Apoi să nu uităm că atunci când oamenii judecă pe femeia prinsă în adulter, când au văzut că toți au plecat, spune Biblia că Iisus i-a zis, femeie, nu te-a osândit nimeni? Nimeni, Doamne, a zis femeia.
Și au zis cuvintele lui Iisus Hristos: nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Ce dragoste de Dumnezeu! Să moară un rege în locul tău, avem o cântare frumoasă. Ce dragoste de Dumnezeu! Să nu te condamne! Ascultă-mă bine! Acolo unde este plâns cu amar, acolo unde este pocăința reală, acolo este dintr-o dată intervenția lui Dumnezeu manifestată. Acolo avem iertarea lui. Nici eu nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Maria, ucenicii au plecat, spune Biblia. Au venit, au văzut și au plecat. Dar Maria a rămas lângă mormânt și plângea. Vedeți ce înseamnă să plângi în prezența Domnului? Vedeți ce înseamnă să plângem, frații mei, și să ne pocăim în prezența Lui? Că nu poți! În prezența Lui nu poți să stai decât cu pocăință. Te smerești în prezența Lui. Deși cântăm, deși lăudăm pe Domnul, deși exuberăm în închinarea noastră, nu poți să stai decât cu pocăință. Și când stăm cu pocăință, asta atinge inima lui Dumnezeu. Asta atinge inima lui Dumnezeu. Așadar, frații mei, în această zi de sărbătoare vă motivez cu aceste gânduri. Dacă vrem ca învierea lui Iisus Hristos să fie autentică, reală pentru noi, nu uitați, ea este reală, autentică pentru cei ce se identifică cu persoana Domnului Iisus Hristos. L-a luat pe Domnul meu. E al meu. Maria s-a identificat cu persoana Domnului Iisus Hristos. Apoi, învierea este autentică pentru cei ce trec peste orice obstacol pentru a-L avea pe Iisus. Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi, unde L-ai pus și mă voi duce să-L iau. Va sta în putința mea să-L am pe Domnul Iisus Hristos. Trec peste orice obstacol. Așa cum spuneam, suntem într-o vreme de pandemie, de distanțare socială. Suntem într-o vreme în care ne-au fost furate anumite libertăți. Dar haideți să fim determinați să trecem peste orice obstacol pentru a avea părtășie cu El. Știți ce? Unii cu alții. Avem calea undelor la dispoziție, avem internetul, avem online-ul, haideți să folosim și să avem părtășie, să trecem peste orice obstacol ca să fie reală învierea lui Iisus pentru noi. Apoi, ca învierea lui Iisus Hristos este reală și autentică pentru cei ce nu renunță și stăruiesc în căutarea lor. Femeile au dat de veste ucenicilor și s-au întors. Au stăruit în această căutare. Au zis, trebuie să fie o soluție. Nu știm cât mai durează vremea aceasta de distanțare socială. Dar haideți să fim determinați, să fim motivați, să nu renunțăm în căutarea noastră. În a avea părtășie cu frații. Haideți să ne sunăm, fraților. Avem internetul, avem telefoane. E adevărat că ei ne-au pus la distanțare un metru jumate unul de altul și apoi nici atât măcar. Dar haideți să nu renunțăm în căutarea noastră. Haideți să avem părtășie în grupele de casă, pe Zoom, cum putem mai bine. Haideți să ne dăm telefoane unii altora. Haideți să nu renunțăm în căutarea noastră. Apoi, chiar dacă nu mai avem programe, vă rog, haideți să avem părtășie cu Domnul în casa noastră, prin rugăciune, prin citirea Scripturilor. Avem programul de citire la care vă motivez în fiecare zi să citim. Haideți să nu renunțăm, ci să stăruim ca învierea Lui să fie autentică și reală pentru noi. Apoi să nu uităm, la al patrulea rând, ca învierea Lui să fie autentică, reală pentru noi. Trebuie să fie cu pocăință. Trebuie să fie cu plâns
cu amar. Când păcătuim, și este imposibil să nu păcătuim. Și oricât de grav am păcătuit, ascultați-mă, dragostea Lui pentru noi, am mai spusă ca un principiu, este necondiționată. Unde este plâns, unde este pocăință, dragostea Lui pentru noi este necondiționată. Inima Lui este sensibilă la pocăința noastră. Învierea lui Iisus Hristos este autentică pentru cei ce plâng cu amar. Spuneți-i și lui Petru. Chemați pe ucenici. Spuneți ucenicilor că am înviat. Dar nu uitați de Petru, vă rog foarte mult. Nu uitați de Petru. Petru a avut o cădere, dar și întoarcerea lui este pe măsură. De aceea, tot ca un principiu vreau să spun astăzi. Dacă avem o cădere, întoarcerea să fie tot pe măsura căderii. Și unde să mă duc dacă nu la El? Unde să mă duc? Unde să mă duc? Eu nu mă duc, Iisuse drag, dar te aștept plângând în prag. Haideți să înțelegem în această zi, dacă vreți, inima lui Dumnezeu. În sensul acesta, frații mei, îmi place așa de mult una din poeziile lui Costache Ioanid. Scrie așa frumos Ioanid, acest poet. Dar una e de referință pentru viața mea. Poezia se cheamă Tatăl. De n-ai avut un fiu vreodată legant în lanțul cel mai greu. De nu ți-a fost o clipă dată un osândit să strige, Tată! Nu știi ce înseamnă Dumnezeu. De n-ai avut un fiu în viață crescut în veșnic jubileu, de n-a fost dat să-ți moară în față, să simți cum inima-ți îngheață, nu poți pricepe ce sunt eu. De n-ai avut în beznea funde un fiu zdrobit ca fiul meu, tu nu poți, omule, pătrunde ca să înțelegi ce foc ascunde cuvântul acesta, Dumnezeu. Dar dacă odrasna mea cea dragă s-a dat sub ochii mei pe altar, o, cât aș vrea ca lumea întreagă în fața crucii să înțeleagă, căci eu sunt dragoste și har. Asta spunea Ioan în poezia lui. Dar, frații mei, asta o spune, de fapt, tot cuvântul lui Dumnezeu, că El este dragoste și har. De aceea spuneam ca învierea lui Iisus să fie autentică, reală pentru noi, trebuie să existe pocăința aceea ca să venim înaintea Tatălui nostru. Și Tatăl nostru niciodată nu ne refuză, niciodată nu ne refuză. Vedeți observația lui Iisus. Spuneți ucenicilor că am înviat. Sau ungerii transmit acest mesaj din partea lui. Că a înviat Iisus și că vă așteaptă în Galileea. Dar vă rog, nu uitați de Petru. E foarte important această subliniere. Pentru că pocăința înaintea lui este determinantă. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei, și să putem prăznui aceste sărbători cu adevărat azimă, dacă vreți, cu El, cu trupul Lui. Să ne împărtășim cu viața Lui, să ne identificăm, să ne confundăm cu El, să fim împreună cu El, să fim copii ai Lui, să avem o relație cu El, nu o religie. Să fie dorul acesta despre care vorbea Iisus. Am dorit mult. Dorința Lui să fie și dorința noastră. Din partea Lui, ca și din partea noastră, sau din partea noastră, ca și din partea Lui. Să avem această dorință de praznic, de părtășie. Chiar dacă, la distanță, uitați că se poate și la distanță, trebuie să redefinim ce înseamnă biserica, trebuie să redefinim ce înseamnă pocăința online, dacă vreți, nu știu cum să o numesc, părtășia online, că pocăința este în fiecare. Dar haideți în această zi de praznic
în aceste zile de praznic, pentru că sunt mai multe, să ne identificăm cu viața și cu moartea Domnului Iisus Hristos și cu învierea Lui. Dacă te identifici cu viața și moartea lui Iisus, atunci te vei identifica și cu învierea lui Iisus Hristos. Și ca învierea Lui să fie autentică pentru noi, reală, benefică. Haideți să îl iubim. Haideți să ne identificăm cu persoana Lui. Pe Domnul meu, așa cum spunea Maria. Haideți să trecem peste orice obstacol. Și cel mai mare obstacol acum, așa cum spuneam, este pandemia aceasta. Să trecem peste obstacole și să fim determinați să facem tot ce e posibil din partea noastră. Domnule, dacă le luați, spune unde l-ai pus, că mă duc să iau. Sunt determinat să fac asta. Apoi, ca să fie învierea autentică și reală. Nu renunța. Să nu renunțăm. Niciodată. Dar niciodată. Numai acum. Niciodată. Și apoi țineți minte că pocăința este fundamentală în relație cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Rămâne să ne vedem. Rămâne să ne auzim. Pe calea undelor rămâne să avem părtășie așa cum putem în Duh. În adevăr, dacă vreți, nu renunțați, frații mei, și să nu renunțăm în zile ca acestea, când pentru unii încercare, credința este pusă la încercare, când pentru unii această distanțare poate fi și o distanțare de Domnul, nici într-un caz. Haideți să trăim prin al aceste sărbători ale învierii Domnului Iisus Hristos. Pentru noi, pentru binele nostru, pentru casele noastre, dar nu în ultimul rând pentru onoarea și gloria Lui, despre care spunea El, va vedea un popor, o sămânță de urmași care îi va purta numele și sufletul Lui, sufletul Domnului va zice s-a meritat, s-a meritat că am murit pentru ei, s-a meritat că am răbdat pentru ei. Nu uitați, putea să renunțe la cruce, dar a rămas să sufere tocmai ca noi să avem viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze și a Lui să fie toată gloria, toată slava, cinstea și onoarea, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin.